Dembo accelerează de lângă Moroi, aruncă această minge pentru Budescu, o ieșire oportună a lui Miron. Iulian Popa, Iulian Popa încearcă o pasă pentru Batini, este bună această minge, Batini fricos la această fază. Fricos mi s-a părut Paul Batini, s-a uitat mai întâi să vadă care este poziția lui Miron, a pierdut puțin din viteză. Iată, revedem pasa. Iată-l pe Batin care ezită puțin, nu bagă acolo piciorul la minge. Miron stă foarte în sus, în poartă deocamdată, foarte atent. Nemțean, până la urmă Munteanu pe Matei, îl lovește, minge care sare la Madeira, scoate Miron. Prima ocazie a acestui partide. Nu avea prea multe opțiuni Bruno Madeira din acea poziție. Miron a reușit să iasă foarte repede și să închidă unghiul. Iată, încă o reluare cu prima ocazie a acestei partide. Are noroc la această fază, Păun, încă un dribling, Păun, ce acțiune reușește Păun, Miron nu reușește să rețină, Batin, acum de târziu, frumoasă acțiunea lui Georgian Păun. Excelente driblinguri, au fost trei driblinguri reușite de fotbalistul Brașovului. O acțiune perpendiculară, i-a driblat pe ambii fundași centrali ai nemțenilor cu foarte multă ușurință. Ducă bine această minge, o pasă pentru Iulian Popa, Miron din nou atent. Este acolo unde trebuie Bogdan Miron, foarte avansat, citește bine jocul până acum. De un real ajutor Bogdan Miron pentru fundașii săi. Continuă Popa, o pasă pentru Batin, a încercat o preluare interesantă Batin, Miron la fel ca până acum, atent, iese din poartă undeva la 12 metri. Deci făcuse destul de bine mingea Paul Batin. Harnaghi continuă de unul singur, Harnaghi poziție de șut, trage Harnaghi pe direcția lui Miron. Deci bun făcut de portarul Ceahlăului. Iată acțiunea lui Harnaghi. Am văzut pe video Hategan arătând minutele de plin. Interesant ce face Matei. Trimite această minge în spatele lui Aloizio Mohamed, iar Țucudean cu o finalizare de vârf adevărat. Trage din prima, prinde cadrul porții, însă era o minge cu care nu-l putea bate pe Bogdan Miron. Nu se pune problema de offside la această fază. Mohamed combină cu conaționalul din flancul drept al defensivei. Poate executa și Cosmin Matei. Până la urmă bate Curtean, o face pe poartă, însă pe centru. Al doilea șut pe spațiul porții în această partidă. După mingea trimisă de Țucudean, deva în startul meciului, vine și acest șut, care nu-i putea pune probleme lui Miron. Mingea n-a prins prea scurt. Din nou capitanul dinamovist este la colț. Sârgean Luchin se duce undeva spre colțul lung. În 6 metri bate Cătălin Munteanu. Cea mai bună execuție de până acum la fazele fixe. A boxat fără probleme Miron. Și Cosmin Matei s-a lăsat dus de val puțin. N-avea nicio șansă să-l surprindă pe Miron, pentru că în toată acea perioadă în care Matei și-a pregătit șutul, portarul Ceahlăului revenise în apropierea liniei porții. Șeală al lui Barna, Marius Alexe caută să se întoarcă cu fața către poartă. Șut superb, însă Alvarez șterge transversala. Mingea se duce peste poartă. Am așteptat 48 de minute și jumătate pentru a vedea o ocazie în această partidă. Edgar Alvarez uitat acolo de fundașii lui Costel Enache. Foarte frumos a tras hondurianul. A avut și puțin ghinion. Sunt cei care încearcă să blocheze șutul sau centrarea lui Cătălin Munteanu. E centrare până la urmă. Iese Miron și prinde foarte sigur. Nu are variante pentru contraatac. Cum trimite cu piciorul spre gore, pasă lungă, reușită la Edgar Alvarez.
Hondurianul, interesant, centrează, iese bine Miron și respinge din fața lui Marius Alexe. Iată două schimbări de direcție și apărarea Ceahlăului a fost surprinsă, vigilent însă portarul nemțenilor. E interesant ce a vrut să facă acolo Cătălin Munteanu, până la urmă Sorin Strătilă a insistat și a fost aproape să rămână 1-1 cu Bogdan Miron. A ieșit bine portarul Ceahlăului, pil de greu, de careul lui Miron, și când o face, trimite astfel de mingi, pradă ușoară pentru golkeeperul Ceahlăului. Pasă verticală, Taer Baua, minge pe lângă poartă, va fi corner. Foarte bună colaborarea dintre cele două vedete ale gazului, Eric și Taer Baua. A fost însă intervenția salvatoare a lui Bogdan Miron. Iată cum pleacă Baua, urmăriți-l. Timingul este foarte bun. Trimite spre poartă din cădere Taer Baua, respinge însă Miron. Transă lungă, Eric direct pe poartă, a respins Miron. Centrarea lui Ciprian Petre, iese Miron și o face foarte bine, s-a și accidentat portarul Ceahlăului. Iată centrarea lui Ciprian Petre, iese Miron și se ciocnește. Dar vedem mare ocazia lui Taer Baua din pasa lui Eric, alun Victoraș Astafe, o pasă riscantă a lui Achim, Astafe, iese Miron, respinge Ciprian Petre, o boltă Astafe, nu reușește să trimită în poartă. Se putea transforma practic într-un assist pentru Astafe, prea scurt, prea jos lobul lui Ciprian. A plecat Taer Baua, Baua preia extraordinar, Baua apără Miron, ce intervenție are portarul Ceahlăului. L-am lăudat pe Bogdan Miron și în prima repriză pentru intervențiile sale. Bun timingul, iată demarcarea lui Baua. A depășit acolo pe Ichim. Încearcă o scăriță, foarte atent însă Bogdan Miron. Dă siguranță echipei. Eric de Oliveira cu fața la poartă. Eric șutează! Minge respinsă în afara terenului de Miron. Un șut sănătos acum al lui Eric. Trează în cross, iese Miron și prinde cu siguranță. Prea bine, contrat corect, un șut acum extraordinar. Ce intervenție din partea lui Miron la șutul lui Lulacu. Își pune mâinile în cap Cristi Pusta, ratează mult echipa sa. Iată tacklingul la mingea lui Barna, balonul ricochează la Lulacu. Acesta nu stă pe gânduri, trage destul de bine, însă Miron într-o zi extraordinară a problemelor medicale pe Constantinescu. În reluare șutul lui Lulacu, iată cum se întinde Bogdan Miron și scoate această minge in extremis. Îi pasează lui Lulacu, centrează Lulacu, respinge Miron Eric, dar se auzise fluierul lui Adrian Comonescu. O mulțime de intervenții reușite a avut Bogdan Miron în această partidă. Vins o singură dată de cel pe care l-avem în imagine, Eric de Oliveira. Iată centrarea lui Lulacu și respingerea lui Bogdan Miron în fața lui Toarce. Acum Alex Ionit se șutează la colțul, scoate în corner Bogdan Miron. Iată minutul 55, vine și prima acțiune periculoasă a Rapidului în repriza secundă, frumoasă pirueta lui Ioniță a marcat etapa. Corner de pe partea cealaltă, execută Grigorie, respinge Miron. Mingă, se grăbește Cătălin Munteanu, centrarea lui Cătălin Munteanu spre colțul lung, intervenție nesigură și șutul lui Laurențiu Rus trece pe lângă poartă. Șut în forță expediat de Rus. Din drop, mingea a trecut destul de aproape până la Giacarigia Cone, pasă în tușe la Luchin, centrarea lui Luchin și Miron boxează această minge dificilă în corner. Mai lungă a dinamoviștilor, dar nu a obținut mare lucru. Chemă la care participă Rus, centrarea lui Rus, din nou spre colțul lung, iese Miron și boxează. Faultat în atac, se pare, de Marius Nicolae. Marius Nicolae
Ziedia bate o centrare din prima. Cătălin Munteanu scoate Miron. Era acolo pe colțul scurt Bogdan Miron. O intervenție facilă pentru portarul Voiței Sibiu. Un șut mai degrabă plasat. Cătălin Munteanu a încercat să nu rateze execuția, cu interiorul a trimis. Iată-l și pe Miron în imagine, a făcut câteva meciuri foarte bune în acest sezon, portarul Ceahlăului. Țigănașu centrează destul de bine o minge pe care o boxează Miron. Tură liberă din apropierea careului, centrează Țigănașu, o minge direct spre poartă, cât pe ce să-l surprindă pe Miron. Totuși a fost atent portarul Ceahlăului. Mingea se ducea la Semenenko, voleul lui Onofraș pe centrul porții, va fi corner. Mult mai bine a lovit acum mingea Marius Onofraș. Tulea a intrat foarte motivat, a venit cu un plus de pe banca de rezerve. Mai multe realizări. Ionescu scapă acum Ciucur, Ciucur poate închide partida, Ciucur, Ciucur! Încă o ocazie monumentală ratată de CSMSA și în repriza a doua salvează Miron și în continuare Ceahlăul poate spera la un rezultat pozitiv, la un egal măcar. Cât timp au avut Ciucuri pentru a pregăti execuția? L-a citit însă Măciuțelul Gloria Bistrița. Șut direct pe poarta lui Bogdan Miron. Șutul i-a aparținut lui Baicu, însă portarul Voinței Sibiu nu are niciun fel de emoție. Încă o dată execuția lui Baicu, interesantă, cu efect, a prins pământul mingea înainte să cadă. Însă Miron este un portar valoros. Pentru lovitura de cap și ocazie uriașă a lui Aisa de pe linia porții. A scos Bogdan Miron la lovitura de cap a lui Iordache. Cornerul bătut de Baicu, lovește cu capul Dina, am senzația, și în două rânduri Bogdan Miron se opune, este apoi și ajutat de Apostol, care le neagă celor de la Mioveni șansa golului. Încă o centrare a lui Baicu, centrează însă într-o zonă în care nu avea niciun coechipier. Ionuț Voicu, stop pe piept și șut, foarte spectaculos, la fel de bună și parada lui Bogdan Miron, care trimite în corner. Cam asta și-ar fi dorit spectatorii din Mioveni să vadă de la favoriților. Măcar o altă atitudine, dacă nu... Bine, cu siguranță își doresc și goluri să vadă. Încă o dată, foarte frumoasă acțiune de atac a echipei gazdă, cu stopul pe piept și șutul lui Ionuț Voicu, parat la rândul său exemplar de Bogdan Miron. A trimis cu capul către propria poartă, încă o centrare și apără Miron senzațional de pe linia porții, lovitura de cap a lui Claudiu Ionescu. Practic poate fi ultima șansă a celor de la Mioveni să obțină egalarea și măcar un punct. Încă o dată lovitura de cap a lui Claudiu Ionescu și parada lui Bogdan Miron, care a preferat să boxeze în față, chiar dacă acolo era Vasile Gheorghe. Atal, continuarea lui Atal și este intervenția lui Miron. Din nou oportună apariția lui Atal în flanc, suferă Sibiul atunci când jocul aerian. Oh, ce greșeală lui Tânc, Atal! Oh, e faza etapei! Chiar dacă e primul meci, e faza etapei, cum reușește Miron să respingă. Incredibil! Îl lobeze pe portarul Voinței, ieșit foarte mult și iată. Iată-l pe Antal, undeva la 20 și ceva de metri. Excelent Miron! Caș, Paraschiv, mai departe pentru Giurgiu, minge care e deviată, nefericit, și Miron se transformă în eroul Sibiului pe acest final de meci. Un erou care însă pare să apere o cauză pierdută și doar menține proporțiile scorului în cote decente. Apar din ce în ce mai multe greșeli și în defensiva descoperită a Voinței, rezolvate sau îndreptate de Miron. De două ori
Corner pentru Oțelul. Minge care ajunge până la urmă la Stromaier. Vine șutul. Miron scoate. Stromaier din nou. Vine o centrare. Miron reține. Excelent. Excelent portarul Voinț. N-a avut nicio vină portarul oaspeților la cele două goluri primite. Putea să puncteze însă la gol averaj mult de tot Oțelul în această seară dacă nu era Miron în poartă. Mihai Costea a plonjat foarte curajos Bogdan Miron și a făcut ca scorul să rămână doar 1-0 în continuare. A avut și noroc să rămână mingea în posesie și apoi cred că era un pic prea aproape de portarul Bogdan Miron. În fine, 1-0 la pauză pentru Steaua din seara asta. Și aș îndrăzni să spun pe întreaga mingea din apărare. Nicolici pe contraatac. Nicolici în duel cu Apostol. Nicolici în care încearcă șutul pe jos. Nu poate să-l învingă pe Miron cu asemenea execuții. A semănat un pic cu faza din partida cu Larnaca. Atunci însă preluarea a fost ceva mai bună. Parcă era și mai proaspăt. Teren din apropiere care are gazon sintetic. O minge pentru Subotici. Respinge portarul oaspeților Bogdan Miron. Continuă Sepsi cu piciorul drept pentru Subotici. Respinge Bogdan Miron. Bun ritmul acestei partide este ceea ce ne așteptam, un meci încins. O minge pentru Laszlo Sepsi. Sepsi centrează, însă reușește să prindă balonul Miron. Frumos acest atac al gazdelor. Târgu Mureșilor au rămas în apropierea careului propriu. Florin Dan spre colțul lung prinde Miron. O singură variantă are la dispoziție Miron să repună balonul pentru Romulus Miclea. Gianni Chiriță pentru Ilieș. Ilieș pasează bine spre Florin Dan. Iese însă Miron, reușește să trimită mingea în afara stadionului. Cealaltă, portarul de rezervă de la oaspeți, este fost jucător la Târgu Mureș. Selsinio! Respinge Miron, ocazie uriașă. Ne demonstrează acest lucru reluarea oferită de colegii mei și am văzut parada lui Miron, felul în care a reușit să respingă în fața lui Selsinio. Nu este la prima acțiune interesantă din acest joc. Fotbalistul în acest campionat la aceeași poftă de gol ca și în sezonul trecut. O centrare pentru Paul Pap, un fault făcut de internaționalul român al Vaslui asupra lui Bogdan Miron. Miron, spuneam și mai devreme, a jucat în sezonul trecut pentru Astra Ploiești. Este unul dintre cei mai experimentați jucători ai Voinței Sibiu. Intervine Pavlovici, Milisavljevici către Wesley. Miron respinge însă în prealabil. A fost offside la Wesley. Pasare echipa lui Alexandru Pelici. A reușit un 2-2 cu Sportul. Pe teren propriu. Centrarea lui Rareș Forică, o minge acum pentru Ierobelo. Ierobelo singur cu Miron, reușește să oprească balonul Miron. Ocazie uriașă pentru vasluieni. Iată pasa extraordinară a lui Wesley și pătrunderea lui Ierobelo. Frumos reflexul lui Miron. Tenvangera și Miron respinge încă o dată. Miron face minuni până în momentul ăsta. Are intervenții providențiale. Iată-l pe Tenvangera. Spune multe această... Adailton pentru Gheorghiu. Centrarea lui Gheorghiu. Miron a reușit să prindă mingea.
pasa lui Wesley, o pasă foarte bună pentru Milisavljevici. Milisavljevici, Adailton și prinde Miron. Miron, cred că poate fi numit, datorită prestației de până acum, cel mai bun jucător al Voinței Sibiu din acest joc, ca și până acum. Reușesc cu greu să combine oamenii din ofensiva oaspeților. Revedem ocazia lui Adailton, reluarea din prima a brazilianului la central. Jera o minge pentru Wesley Tenvangera. Miron prinde până la urmă. Ce ocazie! Iată șutul lui Tenvangera după căderea lui Adail. Wesley, golul marcat. Centrează Di Stefano. Nicio problemă pentru Bogdan Miron, cel care în sezonul trecut se afla la Astra Ploiești. Buga, iese Miron și reușește să degajeze. Știu că totul este în regulă cu Miron și Buga după acest duel. Confruntarea dintre Steaua și Concordia Chiajna. Miron își permite luxul de a tripla trei echipe. O centrare acum pentru Di Stefano. Iese bine Miron. Brașoi oameni în zidul sibienilor. Di Stefano șutează, respinge Miron. Încă o dată execuția lui Di Stefano. Primește acum Viveiros cu exteriorul Viveiros. Miron nu are probleme. Execută Felgheira și Miron iese și reușește să boxeze. La recuperare este Velaios. Centrare șutată a lui Bastos, formidabil. Miron, care este un portar înalt, are 2 metri, nu se lasă păcălit, cu toate că ne așteptam cu toții la o centrare. Mingea a fost pe spațiul porții, Miron a avut însă o intervenție foarte bună. Renan Garcia aruncă această minge, Miron iese, prinde și probabil că va fi 0-0 la pauză. Pasă spre Roni, Sergiu Bar încearcă să-l blocheze, centrala lui Roni și prinde Miron. În această repriză secundă, portarul CFR-ului Betu este cel care are soarele în ochi. Preluare greșită a lui Lucanovici, să iasă Magici, foarte bine pasează Roni, Renan Garcia, centrare. Va fi o repriză în care probabil Miron va fi ocupat. Până acum foarte bune intervențiile portarului sibian. Nu înțeleg această construcție, reconvine sibienilor. Mureșan îl vede pe Roni. Miron arată însă calități remarcabile de stoper. A dat din prima, puternic, precis, până la Lucanovici. Tră liberă pentru clujeni pe care o execută Renan Garcia. Miron este un portar care are 2 metri înălțime. A prins ușor. De pe capul lui Pantelis Capetanos, fostul golgheter al Stelei. Prezent și el la campionatul mondial din 2010 cu naționala Greciei. Capetanos a avut însă evoluții sub așteptări de când a venit la CFR. A fost și accidentat. Tant, în sfârșit CFR-ul își reia atacurile, centrare spre Capetanos. A prins Miron. Vitinho în fața golului de 3-0. Vitinho se opune, însă Bogdan Miron putea fi ratarea din urmă cu 2 minute. Paraschiv reușește preluarea. Paraschiv scoate Miron. Foarte frumoasă această acțiune de atac gălățeană. Iată, revedem ultima fază care l-a avut în prim plan, care i-a avut în prim plan. Gabi Paraschiv și Bogdan Miron. Liviu Antal aruncă acest balon spre pena. Bogdan Miron iese în afara careului și scoltul apărat de zid. Stoimirović bate însă pe lung. Nu s-au înțeles Nicolae Grigore și Miron. Puțin amețit capitanul Voinței Sibiu. O nouă minge trimisă în careu, prea lung însă și de această dată. Centrarea lui Păcurar, minge care se duce bine, iese Miron și reușește să prindă. Frumos a agățat Miron, această minge îl pune în cursă pe Nicola. Oștină, o pasă care ajunge la Grecu, centrarea lui Grecu, iese însă Miron și prinde. Miron cu o aruncare dincolo de centrul terenului.
Frumoasă demonstrație de forță făcută de Bogdan Miron. De Grecu. Pasa lui Grecu spre Machado. Miron iese la marginea careului și respinge spectaculos cu capul Boștină. Pasează lui Wesley, iese Bogdan Miron și respinge spectaculos în afara terenului. A ezitat să prindă mingea pentru că risca să iasă în afara careului al emisiunii Săptămâna de Handball. Să-l vedem pe Braganța, trage pe centru, strânge din dinți apoi pentru că din nou are probleme la umăr. Bogdan Miron însă a fost pe fază, a fost un șut în forță, însă pe centru